Și mie și cred că tuturor parlamentarilor de bun simț din această sală, prezenți astăzi, ne este greu să acceptăm că la această dezbatere participă un partid care respinge tocmai principiile fundamentale ale democrației, care țin de respectarea statului de drept și a independenței justiției. Și, dragi colegi, nu mă refer astăzi la colegii de la AUR, ci mă refer la colegii de la USR. Așa că, dragi colegi de la Partidul Social Democrat, prietenii mei, haideți să aprindem astăzi luminițele pentru USR. Dragi colegi de la PNL, aprindeți și voi! Dragi colegi de la UDMR, aprindeți luminițele! Dragi colegi de la minorități, și de ce nu? Haideți și voi de la AUR! Domnule Simion, că toți sunteți cu telefonul în mână! Darius, prietenul meu din Maramureș, haideți! Aprindeți și voi luminițele pentru colegii de la USR! Aprindeți luminițele și ajutați-i pe cei de la USR să-și caute principiile pierdute în această sală în zilele în care zbierau și dormeau aici pentru ele. Toate principiile se termină pentru USR atunci când văd DNA în interiorul partidului lor. Aprindeți luminițele pentru Drulă, pentru Barna, pentru Voiculescu și pentru Mihăilă. Niciodată, dragi colegi, nu putem avea o dezbatere pe temele economice serioase cu un partid a cărui lider, fost președinte și actual deschizător de listă pentru alegerile europarlamentare, declara în următorul fel și citez: România trebuie să dezvolte relații economice cu Rusia și China. Nu văd o problemă din punctul ăsta de vedere. Citat exact din fostul președinte al USR, Dan Barna, în august 2019, în prezent loc 1 la alegerile europarlamentare pe lista USR. Dragi colegi, astăzi în dezbaterile din comisiile reunite ale de buget, e clar că bugetul nu conține nicio apropiere de Rusia și nici de China. Dragi colegi de la USR, v-am auzit astăzi spunând că nu ați găsit banii de pensii în buget. Normal, pentru că voi nu știți să citiți un buget. Voi sunteți obișnuiți să găsiți imediat doar banii de consultanță și miliarde pentru vaccinuri inutile. Vă asigur că banii pentru pensii sunt acolo, atât pentru indexare, cât și pentru recalculare. Voi sunteți cei care ne țineați închiși în case. Și astăzi strigați aici, închiși în case, în timp ce dădeați găuri de 1 miliard de euro, adică de 4 ori mai mult decât total prejudicii stabilite de antifraudă în anul 2021.